Avem bactale și carii mei, privitorii mei dragi și de treabă și minunat. Am la voi mărturisire pe care face foarte grea mărturisire. Vă spun pe inima mea curată. Am gândit că ca să retrag. Nu. Am făcut, am gândit, asta a fost destul viața cu voi alături și vreau, am obosit, nu, vreau să retrag, am gândit că mai bine retrag. Am vorbit cu Pirandă că să vindem tot, palată, casă, duplexă, tătă, șandramalălă, să vindem, să merem în altă țară, să mutăm la țară undeva la munte, eventual să facem politician eu ca să putem trăi liniști. Și a spus către mine peranda mea minunată. Mă, omule, dar oamenii te așa te place, rămâi cu ei, mă, batăr cât te ține chimeșa. Și-am prins-o la asta, că am zis, chimeșa mea, noi gata deja, e ruptă, e obosită, are 14 ani de când o port, 14. Când o spăl, o spăl ca pe fulgul de neaua să nu se topească săraca. Așa de greu, nu? Și am zis, gata, în anul ăsta e gata, chimeșa asta nu mai poate retrag. No, uite, mă, că ce a pregătit Dumnezeu din cer pentru mine, pentru voi. Acum câteva săptămâni eram la restaurant în mijlocul de Cluj, la un restaurant chinezesc minunat. Și acolo a oprit la mine o doamnă cu un domn. Așa că cum umblam? A zis, bună seara. Am zis, să rămână domnița. A spus, putem să arătăm la dumneavoastră, vă rog, o poză. Mă, mâncava-și gura voastră, deschide muierea telefonul, torce la mine o poză pe telefon, ghici că ce era? Era bărbatul soiei a ei care locuiește în străinătate în chimeșa mea. Am zis, doamnă, să rămână. De unde a luat domnul cămașa mea că deja mi s-a umflat vena pe gât? Și a spus, doamna, domnul, nu este chimeșa dumneavoastră. Într-un magazin de foarte mare lux din Europa am găsit această cămașă și noi suntem mari fani al lui dumneavoastră și am dorit să vă facem cadou cămașa. Am gândit că și nasc a doua oară când a zis doamna și a spus, vă rog, domnul Haurențu, dați adresa că noi trimitem chimeșa. Domnule care mă priviți, voi vă dați seama că eu am dat adresa la doi necunoscuți și a venit curierul domnul. Și când a venit curierul, mâncava-și gura voastră, am primit acest, am fac, am box din ăla pact. Eu am ninose adero, mâncava-ș. A spus doamna, ne-a părut bine să cunoaștem, sperăm că se poarte noroc și mai departe. De colorată vorbesc. Cu drag familia Mihoc din străinătate, davar Dumnezeu sănătate. Mâncava-și gura voastră, am plâns de fericire. A venit din Occident, mă! Să mor dacă nu așa am călărit pe Pirandă de fericire. A venit cămașă nou-nouță de la Haurențiu din străinătate. Eu așa frumos nu miroase nici, nu pot să zic care partea lui Pirandă. Este cea mai elegantă cămașă nouă-nouță pe care am primit-o de la familia Mihoc. Dic, mă, mi-a trimis ciocolată de alea Dumnezeu sănătate cu băiatul care cântă manele vechi, Mozart! Se știe, nu bine? Să dea Dumnezeu fericire, sănătate la familia Mihoc din străinătate care ai trimis chimeșa. Iar vouă, încă 15 ani pe capul vostru, ați l-o împus-o. No, haide, gata, Cezar, oprește că duc să îmbracă, ce frumoasă e. Altul Haurențiu iaste. Ha, avem bactale, știi că cum zic. No, haide, hai să mâncăm din ăsta.